În sectorul 6 se face curat, se mătură, adică pe un teren de joacă, atunci când sunt cei mai mulți copii, la 10:30. Și nu se stropește, nu se aspiră, de cu mătură, se ridică praful în aer. Praful ăsta se ridică și în nasul copiilor, și în nasul nostru al trecătorilor și al locuitorilor din blocurile de alături. Asta se cheamă poluare. Nu cred că primarul Ciucu nu știe chestia asta. Dar nu-i pasă, are alte griji. Intrigile interne din PNL, intrigile din coaliția de guvernare. Nu-i așa că faceți praf și e periculos pentru sănătate? A trebuit să stropiți sau să măturați mai dimineață, că nu-s copii aici, nu? Și eu avem mai multe parcuri. Înțeleg că aveți mai multe parcuri, stropiți măcar. Cu ce să stropim mai? Cu apă, ia uite, acum ați sorbit apă, este apă acolo, nu? Cu ce altceva stropiți? Umpleți o sticlă și stropiți. Dar așa faceți nori de praf, înghețeți și dumneavoastră, și noi, și copiii ăștia. Nu așa v-au instruit să stropiți când dați cu mătura? Dacă nu v-au instruit, e vina șefilor. Cum? Am vorbit românește. Știu ce am vorbit urât, dar dacă nu avem... N-aveți apă, știu, e slut la prut cu apa. 20 de parcuriști. Așa, și avem apă o grămadă, curge Dâmbovița prin București, avem apă cât te vrei. Adineauri am văzut pe cineva cum aruncă gunoi de la geam. A golit fărașul. Să vedem dacă revine, a lăsat geamul deschis. Curenții de aer au adus praful fix spre mine. Și chiar dacă nu venea spre mine, tot eram afectat, pentru că aerul ăsta au... Respir și eu și orice alt. Hai, gospodină. Orice alt locuitor din București suportă consecințele praful aruncat în stradă. Să-i zici ceva acum, la 10:20, o să spună că inventez. N-ai prins un flagrant. Și e adevărat. Strada Târgu Neamț. Iarăși nor de praf. Gospodarii ăștia n-au decât mătură, ghenă, vestă pe care o țin la brâu și lopată. Uitați-vă cât praf fac. Praf pe care îl inhalează și ei, îl propun și nouă. Și vă întrebați de ce-i poluat aerul în București. Nu doar de la mașini, nu doar de la ceturi, nu doar de la arderele de deșeuri, dar iată și de la așa atitudine irresponsabilă a celor care sunt plătiți să aibă grijă de salubrizare. Salubrizare cu poluare. Sectorul 6 București. Părinții ăștia cu copil nu o să zică nimic. E bun așa. Au întors nasul și
gata.